Doamne, de vreme ce l-ai împodobit pe acesta între noi cu vrednicie duhovnicească, primește-ne o sândit și în mărirea ta cea cărăzită îngerilor. Tu ai preamărit viața lui pe pământ și ieșirea vieții lui pe loc o întrare într-o toți drepții cei sfinți și numără sufletului cu toți care din viață au bineplăcuție, că Tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului Tău, protoiereu Rigor Hristoase, Dumnezeu nostru, ție slavă ți înălțăm, împreună și Părintele Celui fără de început, pe Sfântul și Bunul de viață, făgătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sunteți mântuiți cu ce cuvânt v-am binevestit-o, dacă o țineți tărie afară, numai dacă n-ați crezut în zadar, căci v-am dat întâi de toate ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chef, apoi celor 12 în urmă, s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și-au dormit după aceea. S-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, iar la urma tuturor, ca unul născut înainte de vreme, mi s-a arătat mie, căci eu sunt cel mai mic între apostoli, care nu sunt vrenit să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos, dar prin Harul Dumnezeu sunt ceea ce sunt, și Harul meu care este în mine n-a fost zadarnic, ci m-a ustănit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci Harul Dumnezeu care este cu mine, deci ori eu, ori aceea, așa propovăduim și voi, ați crezut! Faceți. Și Duhului Tău, aleluia, 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 glasul aleluia, 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 înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Vine Sfânta Evanghelie de la Ioan citire, slavă ție, Doamne, slavă ție! Vi sau Domnul către idei care crezuseră în el,
Eu sunt pâinea cea vieții, cel ce vine la mine. Nu va flămâzi cel ce crede în mine, nu va însetoșa niciodată. Dar v-a spus că m-ați și văzut și nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine și pe cel care vine la mine nu vă voi afară. Pentru că m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voie celui care m-a trimis pe mine. Și aceasta este voie celui care m-a trimis, ca din toți pe care mi-a dat mie să nu pierd pe niciun om, ci să înviez din ziua cea de-apoi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Cerul cel ce ești bucurie, bucurie celul întristat și mângâierea celul ce plângă sfinitor. Al tuturor cel slab din inimă, mângâie cu milostivirea ta pe cel ce cuprins și de plângere pentru fratele nostru. Protoreul ghivur cel adormit, vindică toată durerea care este pusă acum în inima lor și fă odihnă.